Bună ziua, bine v-am găsit. O nouă ediție Prima News, o ediție în care vă propun cel puțin pentru prima oră să discutăm despre produse tradiționale românești. Și o să vă vorbim despre un produs extrem de interesant, care cu siguranță va stârni foarte multe comentarii și, de ce nu, provocări. O să aflăm mai multe chiar de la o persoană care cultivă un produs tradițional, un produs în care înțeleg că România a avut tradiție și istorie bogată ca exportator în lume până acum câteva decade. Înainte de a vă prezenta invitația acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Guvernul a aprobat deblocarea peste 7600 de posturi în sănătate și asistență socială în contextul în care angajările erau blocate de executiv din vara anului trecut. Sindicatele spun că este doar un prim pas și rezolvă problema doar pe jumătate, în condițiile în care deficitul de personal este aproape dublu. Ministrul Sănătății Alexandru Rafilal a cerut managerilor de spitale ca aceste posturi să fie scoase la concurs cât mai rapid. Între timp, Colegiul Medicilor din România reclamă discrepanțele în ceea ce privește accesul populației la asistența medicală și criza medicilor de familie. Totodată, aceștia critică scăderea dramatică a alocării bugetare pentru medicina de familie, afirmând că aceste măsuri arată o lipsă de viziune și de interes pentru gestionarea problemelor sistemului de sănătate din România. Știți că noi chiar anul trecut, cred că aproape acum un an, discutam despre faptul că sunt segmente, insule în România, care nu mai au parte de medici de familie, adică ne confruntăm practic cu lacune destul de mari, cu un vid de asistență medicală în foarte multe zone ale României. Protestul transportatorilor a continuat și astăzi cu zeci de tiruri și camioane care au mărșăluit pe centura capitalei. Între timp, o delegație a transportatorilor a fost primită la Palatul Victoria, dar de la discuții au lipsit premierul Marcel Ciolacu și ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Acesta din urmă spune că a avut deja o întâlnire cu unele asociații din transport și vor continua discuțiile săptămâna viitoare, așa cum a spus și colegilor de la Focus în intervenție. Va fi de urmărit, pentru că dacă vor protesta în continuare acești fermieri, acești transportatori la ore de maximă audiență, vorbesc pe drumurile naționale și europene, riscul de a deveni o chestiune socială va crește destul de mare. Ca atare, guvernul va trebui să răspundă. Pe de altă parte, mi se pare că trebuie și acești lideri să răspundă dacă este un protest asumat de un partid de opoziție sau e demersul lor de oameni aflați într-o anumită branșă. Părinții pot primi un sprijin pentru plata taxelor la grădiniță sau creșă chiar din partea angajatorului. Este vorba despre o nouă facilitate pentru românii care lucrează la firme plătitoare de impozit pe profit. Suma poate fi de maximum 1500 de lei pentru fiecare copil, iar companiile își vor deduce banii din impozitul pe profit. Acești bani nu vin de la guvern, vin de la angajator și doar dacă el vrea, a declarat Cornel Gram, analist fiscal la un post de televiziune. Continuă supozițiile cu privire la o posibilă preluare a președinției Consiliului European de către Klaus Iohannis. Eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă spune că negocierile în acest sens vor avea loc după alegerile europene din iunie. Se încearcă obținerea unui mandat de 5 ani, precizează eurodeputatul. Surse politice spun că Iohannis ar urma să susțină un discurs în plenul Parlamentului European la începutul lunii februarie, ca urmare a unei invitații primite de la Roberta Metsola. Știți foarte bine că popularii au și un congres care se va desfășura la București în martie acest an și, repet, va fi interesant de urmărit, spuneam și ieri, principala poziție pentru orice partid, și mă refer aici la Partidul Popular, care este cea mai mare familie politică a Europei, e totuși funcția de prim-ministru al Europei, de președinte al Comisiei Europene. Știam că acest post este rezervat Ursulei von der Leyen și în viitor. Nu știu în ce măsură se mai califică președintele Klaus Iohannis pentru președinția Consiliului European, asta în condițiile în care ar trebui să revină la celălalt pol important politic, cel al socialiștilor. Așadar, eu zic că încă e de așteptat, momentul martie și, evident, așa cum spunea și Gheorghe Falcă, finalizarea alegerilor europarlamentare, pentru că vom vedea și în funcție de cât de mare e fiecare structură politică. Scenariul strânește discuții și la Budapesta. Ungaria va dovedi încă o dată că poate fi un bun președinte al Consiliului European, a declarat președintele Ungariei Cătălin Novak, în condițiile în care Charles Michel ar fi ales președinte al Parlamentului European în iulie. Premierul ungar Viktor Orbán, a cărui țară va prelua președinția rotativă a Consiliului, ar urma să conducă ședințele Consiliului European, conform Politico. Un scenariu
scenariu de coșmar pentru Bruxelles, remarcă jurnaliștii. Am văzut de altfel că se mai vorbește chiar de luna mai, adică de o retragere, sigur că dacă o lună mai devreme, a lui Charles Michel și declanșarea unor alegeri în care să fie votat și ales Klaus Iohannis. E chiar de urmărit ce negocieri se poartă, repet, în special între cele două familii politice mari. Ministerul Rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova în semn de protest față de actele ostile ale Chișinăului și i s-a comunicat decizia autorităților de a interzice intrarea pe teritoriul Federației Ruse mai multor oficiali și jurnaliști din Republica Moldova. Totodată, Moscova a pus în vedere Chișinăului că este îngrijorată și ar considera inacceptabil dacă Republica Moldova ar permite antrenarea militarilor ucraineni de către NATO pe teritoriul său, relatează Reuters. Economia rusă este prima din Europa și a cincea din lume, în ciuda sancțiunilor, susține președintele rus Vladimir Putin. Declarația a fost făcută în contextul unui turneu evident electoral pe care Putin îl face în Orientul Îndepărtat rus, transmite Ager Press. Tocmai pentru că era în Orientul Îndepărtat, probabil că a făcut și această declarație. Altfel aș fi pus-o sub semnul faptului că și în Federația Rusă sunt alegeri. Vor avea loc alegeri în această primăvară, în martie, doar că e impropriu spus alegeri. Într-o dictatură nu știu cum se pot organiza alegeri. Adică eu chiar mă gândesc la sănătatea și la binele persoanei care îl va contracandida pe Vladimir Putin și să nu uităm că Alexander Navalny, principalul său opozant, se află de o bună bucată de vreme în pușcărie, într-o detenție grea în Siberia. Multă vreme nici nu s-a știut pe unde e. Cam așa arată democrația din Federația Rusă. Grecia este pe cale să legalizeze căsătoria între persoane de același sex și adopția, anunță premierul conservator Kyriakos Mitsotakis. Ceea ce vom legifera este egalitatea căsătoriei, adică eliminarea oricărei discriminări care are la bază orientarea sexuală la încheierea unei căsătorii, a declarat șeful guvernului elen într-un interviu televizat. Va fi o întreagă dezbatere, pentru că știm foarte bine și Grecia e o țară cu o tradiție religioasă, cu o tradiție conservatoare, dar laicitatea e una, religiozitatea e alta. Biserica are propria sa structură, în vreme ce în zona laică, dacă plătești taxe și impozite, e important să ți se recunoască și anumite drepturi. Adică să moștenești, să fii moștenit și să ai un alt regim juridic absolut firesc. Eu în asta cred. Plătești taxe și impozite într-o țară, trebuie să ai parte de recunoașterea acestui drept. Trecem la sport. Ionuț Lupescu vrea să intre în politică. Fostul internațional își dorește să candideze la alegerile europarlamentare din iunie. El este în acest moment consilier pe probleme de fotbal la CS Dinamo, iar în trecut a fost director sportiv la Federația de Fotbal Arabiei Saudite. De asemenea, Ionuț Lupescu a fost pentru 6 ani șef al Comisiei Tehnice de la UEFA între 2012 și 2018. Sunt foarte curios, probabil că deja a și stabilit principalele relații, care va fi partidul spre care se va îndrepta Ionuț Lupescu. Vine și cu un plus de imagine pentru oricare ar fi acel partid. Jucătoarele Sorana Cârstea, Ana Bogdan și Jacqueline Cristian și-au aflat adversare din runda inaugurală de la Australian Open, locul 26 mondial și favorită 2, Cârstea va evolua cu sportiva chineză Yafan Wang, locul 97 mondial. Ana Bogdan va juca în primul tur cu o sportivă venită din calificări, iar Jacqueline Cristian o va întâlni pe sportiva cehă Caterina Siniakova. Meteo la final, vremea se menține rece și în zilele care urmează, cu precipitații sub formă de ninsoare, în zonele înalte, dar cu cer senin, în restul regiunilor. Cea mai scăzută temperatură va fi în zona Moldovei, iar cea mai ridicată în zona de sud a teritoriului. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între minus 5 și 4 grade, iar cele minime între minus 12 și minus 4 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Da, suntem aici în Prima News și vă spuneam că discutăm astăzi despre o cultură tradițională, despre o cultură care cred că va naște foarte multe întrebări din partea dumneavoastră, cânepa. Cânepa, o cultură cu tradiție în România, așa cum titrează și colegii mei pe ecran în acest moment. Vreau să îi spun bun găsit doamnei Leontina Prodan, meșter popular, președintele unei asociații tradiționale și cultivator de cânepă. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc de invitație. Ca în fiecare joi, domnul Pavel Suian, diplomat, profesor universitar. Domnule Suian, mulțumesc pentru prezență. Fost seran.
Și actualmente, de asemenea, revenit la rădăcinile. Și aș mai spune un aspect, pentru că o să revenim probabil la acest subiect. Fost reprezentant al României la ONU pe probleme de mediu și cumva se leagă subiectul pe care îl avem. Doamna Prodan, eu o să pornesc din start cu întrebarea legată de cânepă. Cânepa, cel puțin în ultima perioadă, a fost privită ca un soi de plantă care produce substanțe interzise. Ne puteți lămuri care-i cânepa bună, care-i cânepa nebună, ca să zic așa? După mine toată cânepa e bună, la fel cum sunt și oamenii, nu? Ei, cânepa noastră, pentru cânepa noastră românească și în România, nu s-a pus niciodată problema că ar fi drog. Până în anul 2000, când a apărut acea lege 143, care interzice culturi de cannabis. Îmi amintesc că eu am locuit la Timișoara aproape 50 de ani, sunt originară din județul Sălaj, din satul Gâlgău al Mașului, și mereu în grădină unde mama cultiva porumb și fasole, ce punea fiecare țăran în grădina lui, puneam și un pic de cânepă. Și mama tot spunea, dar ce-ai tu cu cânepa asta? Zic, lasă-o, mamă, că e bine să o avem. Și pentru că eu la Timișoara, designer vestimentar fiind, făceam croitorie. Și coseam haine și costume populare. În 2015-16, cam așa, am făcut un muzeu al cânepii în prezența înalt preasfinției sale, Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan. Și am promovat foarte mult această plantă, o plantă care pe noi ne-a personalizat în lume. Gândiți-vă că noi, în 89, eram pe locul întâi ca și și procesatori, nu numai cultivatori, procesatori de cânepă în Europa și locul 3-4 în lume, pe primii fiind China, Rusia, Canada. Și noi aveam cea mai performantă tehnologie de filare a firului de cânepă, doar noi și japonezii. Puțină tehnologie asemănătoare cu a noastră aveau italienii și francezii și asta putem să vedem ce s-a întâmplat după. Ei au venit și au investit în acele fabrici, de fapt le-au cumpărat să le închidă, să-și închidă concurența. La Balotești, unde era integrată de înși cânepă directorul Iovan Florian, m-aș bucura să văd acum emisiunea, el încă mai țese. Am adus câteva mostre de țesături, ce face el acum din înși cânepă. Din păcate, fibra se aduce din Ucraina. La noi s-au distrus absolut toate fabricile. Gândiți-vă că aveam 75.000 de hectare de cânepă, aveam și vreo 70, 80, 90.000 de hectare de in. La Sân Nicolau Mare, unde eu, foarte aproape de Timișoara, era cea mai mare fabrică de cânepă din Europa de Est. Se făceau plăci presate din cânepă și mergeau în fiecare săptămână 7 tiruri de plăci în Anglia. Deci se făcea mobilă din ea. Rămâneau în țară doar ce era fisurat. Sau... Mobilă din cânepă? Da. Ce interesant. Din rumegușul presat. Da, din trunchi, da. Da. Specialiștii spun că ar fi vreo 25.000 de produse din cânepă. Eu nu le-am numărat, dar acum de când eu cultiv cânepă de 10 ani, cultiv cânepă în sistem gospodăresc. Dar, doamna Prodan, aș vrea să revenim la tot ceea ce înseamnă această cultură. Aș vrea să facem această disjungere din start. Există un tip de cultură care poate da, nu știu, acel drog și această cânepă care produce toate aceste elemente de uz și toate aceste elemente care spuneați 25.000 de produse, mi se pare absolut fabulos. Da. De exemplu, pentru cânepa noastră, noi când cultivam cânepă și vorba de cânepa noastră, soiul nostru de cânepă, avem nevoie, cânepa are nevoie cam de 112 zile până crește și se maturizează și să o poți prelucra. 112 zile. Cealaltă cânepă indiană, chiar dacă noi am semăna-o la noi în țară, n-ar dezvolta acea substanță drog, tetrahidrocannabinolul. Da. Este substanța acuzată. Pentru că pentru a face acel tetrahidrocannabinol are nevoie de 220 de zile, temperatură de 32 de grade. De aceea, dacă vedeți culturi confiscate sau, mă rog, acuzate de a fi producătoare de drog, sunt cele din ghiveci, din sere, cu încălzire, cu bec aprins. Am înțeles. Noi nu avem treabă cu asta. Deci ce e pe câmp e puțin probabil să... Nu, nu are. Și vă spun, acea substanță tetrahidrocannabinol este într-o proporție mai mare o zi, două sau trei, maxim trei, când este polenizarea. Și cânepa noastră, eu am avut... 75% din cânepa mea pe vreo 15 ani, 7 metri
pe cine să urcă 7 metri să caute mugurul ăla de care spun ei? Nu m-a interesat. Deci eu n-am cunoscut aceste lucruri. Când eu, de când cultiv eu cânepă și de când m-am născut eu în sat la mine, nu era o grădină fără cânepă, nu era femeie fără război de țesut. Păi nu te măritai în veci. N-avea ce lucra iarna. Deci eu am prins acele vremuri, le-am în sufletul meu. Da, și odată făcut, pentru că aș vrea să lămurim capitolul ăsta, odată făcut această, ca să spună, această utilă precizare, da, și diferențiere cu faptul că la noi are nevoie de 112 zile, practic, se recoltează pe 112 zile, nu pe 220, cum spuneați, în cazul cânepii indiene. Nu știu, sunt acum, astăzi, e nevoie de niște autorizații speciale pentru a planta cânepă, pentru a face o astfel de cultură? Da, este o lege proastă. Clar că trebuie schimbată. În 2000, legea 143 spunea interzisă cultură de cannabis. Bine că noi n-am știut ce-i cannabisul. Pentru că, vedeți, nu știu, țăranul, denumirea științifică a cânepii e cânepă și denumirea științifică e cannabis. La fel cum și pentru porumb. Noi zicem păpușoi, mălai, cucuruz, cine zice zeia mais? De ce nu spunem șamucă? Noi cultivăm zeia mais să ne facem mămăligă, nu? De ce toată lumea nu mai spune cuvântul cânepă? Să știți că nu există în legislație cuvântul cânepă. Și dacă eu merg să solicit autorizație de cultură cânepă, nu. Documentul eliberat de Ministerul Agriculturii, formularul de solicitare a cererii este așa. Cerere, solicitare, autorizație pentru cultură, plantă psihotrope și halucinogene. Domnule, dar eu vreau și vă să dă voie doar la un anumit, nu știu, areal de cultură, doar la o anumită cantitate? Nu, acum să vă spun, când a fost interzisă cânepa, nu s-a putut cultiva deloc. Acolo sunt și niște indicații în acea cerere. O cultiv pentru ce vrei să faci cu ea? Și pentru cercetare, sistem gospodăresc nu era prevăzut. Și eu am spus, domnule, eu sunt de la țară, eu vreau să cultiv cânepă cum cultiva mama bătrână. Eu îmi respect identitatea mea, libertatea, e pământul meu, sămânța mea, tradiția mea, mie îmi place să țăs, să cos. Nu mă interesează ce ați scris voi aici, plantă psihotrobă și halucinogenă. Deci te face să te semnezi tu, să spui că tu cultivi așa ceva. Și eu am tăiat peste expresia aceea și am scris cânepă. Și a fost foarte revoltată funcționara de la Direcția Agricolă. A zis, doamne, dar ce faceți cu formularul ministerului? N-aveți voie să-l schimbați. Nu, și atunci l-am rupt și am scris cu mâna că eu vreau să cultiv cânepă și cânepă am cultivat. Sigur că... Deci există și... această posibilitate pentru cei care vor să cultive. E o scăpare cumva, că nu scrie nicăieri că sistemul gospodăresc este interzis. Am înțeles. Acum au început să lucreze și la treaba asta, să știți. Pentru că am avut surpriza anul trecut la primărie. Fiecare an mie îmi trebuie o adeverință de număr topo de teren. Și când m-am dus pentru număr topo pe terenul care vreau să cultiv, când ne zice număr topo exploatație agricolă. Stați un pic, cine a vorbit aici de exploatație? Eu, vorba de terenul meu. Știți? Deci nu există cuvântul cânepă, nu există cuvântul țăran și nu există cuvântul teren sau pământ. Vă dați seama că ne manipulează și ne întoarce mintea în toate felurile. Deci ăștia probabil mai... că acum sunt niște indicative pe care le are Ministerul Agriculturii și probabil că ale se folosesc. Da, ăștia sunt mai psihotropi ca și cânepa, vă spun eu. Măcar e bine că la nivel... Dar înțeleg că și la nivel industrial încă se mai cultivă cânepă în România. La nivel industrial. Aici a picat tot. Să știți, mai există, am o prietenă foarte bună, Rodica Maxi, ea cultivă cânepă, a fost directoare pe vremuri la topitorie din și cânepă, este filatură la Fălticeni, dar și acolo, pentru că nu s-a mai cultivat cânepă, n-am avut, s-a adus din Rusia, din Ucraina, deci noi nu am mai avut. S-a făcut o investiție mare în județul Alba, dar niște olandezi care au venit cu sămânța lor, nu știu cum au reușit, că noi nu avem voie să folosim altă sămânță decât românească certificată, dar ei au venit cu sămânța lor și fac, uitați ce fac ei, spun că fac, ia uite, am aici o pâslă. Acesta a fost un brevet de invenție al nostru, la Timișoara, a fost un studiu solicitat de BMW și Mercedes pentru această pâslă dezaburizatoare și izolantă termic și fonic pentru mașini. Interesant. Și a dispărut. Nu se știe ce-i cu brevetul ăsta, dar acum fac acești olandezi la pianul de sus în județul Alba. Asta fac. Ce mai fac cu frunzele și cu mugurii și cu eu știu ce? Nu știm. Deci există o companie de
afară. Dar care... nu e românească, da. Dumnezeu, Ian, cum vedeți? Aș spune doar că am primit niște mesaje. Ne scrie cineva felicitări pentru tema dumneavoastră de astăzi, cânepă. Altcineva ne spune, da, cânepa este foarte bună și pentru izolații termice, fonice, ceea ce ne-a spus mai devreme. Domnul Ian, cum vi se pare, și repet, ca și reprezentant al României la ONU pe teme de mediu, faptul că, iată, am putea avea o cultură care să producă 25.000 de produse, de pildă. Ceea ce auzim noi în acest moment de la doamna Leontina este un alt exemplu de trădare de țară și de trădare intereselor fundamentale națiunii noastre care s-au întâmplat în acești 34 de ani care au trecut de la lovitura de stat din decembrie 89. Deci, gândiți-vă, cea mai dezvoltată industrie a acestei materii prime incontestabil naturale, fără niciun amestec de plastic, a fost distrusă numai întâmplător, așa? Numai întâmplător au dispărut toate fabricile, numai întâmplător au dispărut toate vaporile, numai întâmplător au dispărut calea ferată. Azi am venit din nou cu trenul, de la Gâlgău și până la Cluj. Trenul vine de la Baia Mare și avea avut o întârziere de 28 de minute. Și nu e niciun fulg pe tot traseul ăsta de la Baia Mare și până la Gâlgău. Am întrebat de ce a întârziat. Deci a fost ruptă o șină de cale ferată. Mi-a spus localitatea, nu vreau să-i dau numele, ca să nu le fac rău acelor oameni de acolo. Deci, calea ferată să distruge șinele ca atare. Deci totul s-a făcut cu un anumit plan. Așa cum descoperim acum, după 34 de ani, diferite părți, dacă nu în totalitate, ale scenariului după care s-a realizat lovitura de stat, așa vom descoperi după alți 30 de ani respectiv. Și scenariul după care s-a pus la punct și desființarea acestei fenomenale industrii a cânepei. Eu dacă n-aș fi crescut cu cămașe din cânepă, sau după aia cânepă amestecată cu in și apoi mai târziu când am început să țăranii au putut să cumpere ceva bumbac și puțin bumbac, poate că nu ajungeam la vârsta asta, poate că nu reușeam să termin facultăți, universități, doctorate, să scriu cărți, dar acum asta trebuie, să fim îmbrăcați cu nylon care să nu absorbe transpirația corpului, să trăim mai puțin, să fim nefericiți, să ne îmbolnăvim. Și pe de altă parte să închidem toate minele de cărbuni, toate centralele pe cărbuni, să trăim în întuneric din nou, să avem numai 2-3 ore de electricitate, așa cum era pe timpul pe care noi tot timpul criticăm. Deci revenim cu lucrurile rele la trecut. Avem și lucrurile bune. Adică am trecut la o industrie nouă și am văzut că se deschide un nou program Casa Verde. Nu mai avem nicio industrie, nu vorbiți de industrie, că industria care o avem noi e zero. Deci pe acolo o să discutăm este. Ora a doua despre da. Economie, dar acum trebuie să vorbim despre partea bună. Se trezesc pe măsură ce dușmanii noștri, cărora le urez multă sănătate, ani mulți de viață, să fie fericiți, să ne vadă și pe noi fericiți. Cu cât ei vor trăi mai mult și ne vor vedea fericiți, cu atât va fi mai bine pentru noi. Tocmai să trezesc, că... să trezesc cum e doamna, care e trezită de mult, dar și alții, dintre românii care doresc să-și păstreze identitatea națională. Și doamna, prin cuvintele dânsei și prin activitatea dânsei, arată că oricât am avea de mulți dușmani și oricât de activ și de puternici ar fi în România, să trezesc țăranii, sufletele țărănești, să trezesc vechii producători de cânepă și s-ar putea să aibă marea surpriză și bucuria noastră văzând cât îți iei de surprinși, da, că noi vom reface această industrie interesant. Și vom folosi banii ați atins un subiect interesant banii că de mediu care vin de la Uniunea Europeană pentru cultivarea plantelor. Bun, tocmai pentru că ați atins un subiect interesant apropo de și lumea probabil că vrea să afle despre produsele pe care le ați vorbit de cămașe de cânepă. Doamna Prodan, cămașa e din cânepă cea pe care o purtați? Da, da, este chiar țesătură făcută de noi la Timișoara. Acolo eu am lucrat vreo
40 de ani, 47 de ani am stat în Timișoara, din care 30 și de când e Revoluția, acolo am avut o firmă. Doamne, n-a fost Revoluția, acum știe și cățelul de la mine din curte, știe că n-a fost Revoluția. Pentru cei care au fost în stradă... Noi la Timișoara așa am crezut atunci, așa am simțit. N-am știut ce se întâmplă spatele nostru. 34 de ani s-au scris foarte... Oamenii care au ieșit în stradă, domnul Soian, nu li se poate, și mai cu seamă Timișoara, care au fost, chiar au avut curaj oamenii. Eu nu știu dacă aș fi avut, aveam 9 ani la Revoluție, nu știu dacă aș fi avut bărbăția să ies în stradă. București. La Cluj au murit 29 de oameni. Au murit, nu știu dacă... în zadar, nu vedeți au că au fost... murit în zadar. Nu e adevărat. Cum? Noi putem vorbi cât se poate de liber astăzi. Altfel n-am fi avut. În 89 n-am fi putut vorbi așa. Au murit, avem noi schimbarea care... S-a întâmplat în toată lumea. S-a întâmplat oricum în toată se lumea. Întâmpla cu moartea. Ei nu trebuia să moară și noi trebuia să avem o schimbare mai bună decât avem. Sunt puțini care iau curajul să iasă. La Cluj e celebru, divaghez, acel actor care și-a deschis pieptul în fața mitralierilor unor soldați. Ei sunt, e teribil. Nu știu cât ar fi putut să aibă un astfel de mult, gest. Ei sunt eroi. Călin Nemes, că mi-a scăzut. Cu cât că ei au murit și noi nu beneficiem de această moarte. Da, aș merge aici la, nu moare. Aș merge aici la subiectul Cânepa. Da. Cu cât e, nu știu, mai bună o astfel de cămașă față de o cămașă tradițională sau de nylon, cum spunea domnul Suian? Păi acum, eu, cămașa asta e făcută mai nouă și e făcută de un prieten foarte bun, se numește Alex Pop Zărândean. El a făcut și un mic filmuleț, povestea cămășii de cânepă. A terminat conservatorul, este și cântăreț, țese, coase, brodează, este extraordinar acest băiat. Și cămașa este făcută de el, au avut niște greșeli și de-aia o port eu omul, că aici a fost prea strâmb pe la mâneci. Mi-am luat-o eu și am modificat-o și o port eu. E, aceste cămăși, această țesătură de cânepă, v-am spus că filtrează razele ultraviolete. Am o prietenă la Lugoj, Virginia Faur, și cred că multă lume o cunoaște. Ea recomandă pentru boli psihice și de piele cânepa. Deci, este antibacteriană. Dar spuneați că niște raze... Raze ultraviolete, da. Iar dacă eu am purtat cămașa asta și poate că am și cămăși de peste 200 de ani și nu le mai pot purta, fac niște preșuri și le pot îngropa în pământ. La puțină vreme, în locul unde eu am îngropat cânepa, eu pot să cultiv, să pun plante. Spre deosebire de gunoaiele astea din plastic pe care care se poartă și trebuie 300-400 de ani ca să scap de acele sintetice, de hainele sintetice. Doamna Prodan, domnul Suian, o foarte scurtă pauză și revenim. Revenim, domnul Suian, câteva momente. Da, am revenit aici în povestea noastră. Vorbim despre cânepă, o cultură cu tradiție în România și mai cu seamă cu faptul că România era un important exportator în urmă cu câteva decade. În continuare, alături de mine, doamna Leontina Prodan, meșter popular și președintele unei asociații de profil cultivator de cânepă, domnul Pavel Suian, diplomat, profesor universitar. Ne mai scrie cineva: bună ziua, la stațiunea de cercetări Lovrin, în fiecare an este sărbătorită ziua cânepei. Poate că aveți cunoștință, doamna... Eu am colaborat cu stațiunea de cercetări agricole Lovrin, unde pe vremea când eu colaboram cu ei acum 30-40 de ani, era director Iulian Pușcă, apoi domnul Tabără era în permanență acolo și este și coautor de soiuri românești. Este stațiunea care promovează cânepa dioică, și aici este o problemă. Este cânepă dioică, adică sunt două plante, planta femeie și planta bărbat. Sau planta de vară, cânepa de vară și cânepa de toamnă. Apoi este stațiunea de cercetări agricole de la Secuieni din județul Neamț, unde după atâta cercetare pe care a făcut-o acolo un domn căruia i-aș ridica o statuie, se numește Constantin Găucă, nu, e pensionar acum, el a pus pe același băț, pe aceeași plantă, și bărbatul și femeia. De așa acolo. Deci eu cred că e ceva modificat genetic. Dar cânepa românească, cânepa noastră, este cea dioică, adică și bărbat și femeie. Cânepa de vară se culege în perioada lunii august. Este cânepa din care se face acest fuior. Nu vă pot reda mirosul. Deci fibra lungă. Să știți că noi am avut tot la Timișoara pentru BAV și Mercedes o cercetare legat de barele de protecție de la automobile. Din fibra aceasta lungă și care se folosea, de exemplu, la cauciucurile de la mașini.
Ford, da, când a făcut în 1930 primul automobil, 75% era din cânepă. Tapiseria, ați văzut, dezaborizator. Din sămânța de cânepă se face cherosenul, combustibil pentru avioane. Foarte interesant, de 25.000, v-am spus, 25.000 de produse, mi se pare o cifră fabuloasă. Eu simbolic v-am adus aici, da, un păpuc și o căciulă. Deci cânepa te îmbracă din cap. Este căciula lui Decebal. Sau... Căciula lui Decebal, da. Și vedeți dumneavoastră, este specificat că acum 5.000 de ani în Egipt se cultiva cânepa, da, pentru construcții. Pe construcții, betonul de cânepă. Din ce credeți că sunt făcute piramidele? De unde au tăvălit ei acolo pe nisip pietroaielele? Și aici, la dumneavoastră, la Cluj, pe dealul Soporului, domnul Gheorghe Căpușan face Casa Cânepii. E un proiect al nostru cu casă tradițională, pentru că, ia uitați-vă, eu promovez și un concept de școală, că am uimus, hai să și învățăm. Da. Nu mai știu copiii ăștia. A fost scoasă din manualele școlare cânepa. O altă făcătură, domnul Suian. S-a lucrat, deci, bine, s-a lucrat bine un scenariu, da, bine pus la punct, împotriva interesului național. Am făcut demersuri la Avocatul Poporului, la Ministerul Învățământului și Culturii. Avocatul cărui popor? Știți ce ne-a spus? A cărui popor, doamnă? Întreb serios. Deci avocatul cărui popor? Că dacă ar fi a poporului român, ar fi făcut multe lucruri în favoarea poporului român. De la instituție. Eu am solicitat la Avocatul Poporului dreptul de a cultiva această plantă care ne-a personalizat în lume și a cărui identitate a fost dată. Nu avocatul poporului. Parlamentul trebuie să modifice legea aia făcută în mod greșit sau intenționat greșit, pe baza căruia sau de la care a plecat interdicția de a cultiva cânepă. Da, dar avocatul poporului, știți ce mi-a răspuns? Că dreptul la identitate nu este prevăzut în Carta Drepturilor Omului. Da. Iar de la Ministerul Învățământului am primit un răspuns și mai ciudat. A spus că dacă iau legătura cu Inspectoratul Școlar Timiș și sunt profesori care vor să vorbească despre cânepă, n-au decât să o facă, e opțiunea lor. Deci niște răspunsuri și chiar cu faptul că au scos cânepa și plantele tehnice au fost scoase din cartea de biologie. Eu sunt acum la țară, la mine, în gâlgăul meu, în gâlgăul almașului. Și sunt copii, în clasa 7-a, un copil nu a auzit cuvântul cânepă. La țară, la mine, unde nu era casă fără război de țesut, unde nu era grădină fără cânepă. Și noi vorbim de Green Deal. Ce înseamnă Green Deal când noi nu mai cultivăm plantele care le-am cultivat de mii de ani și nu numai la noi în țară, în toată lumea asta? Toată lumea asta a fost îmbrăcată cu îmbrăcăminte produse din fibre naturale, nu din plastic. Plasticul s-a inventat acum de câteva vreme. Domnul Suian, lipsa, absența cânepii din culturi și de pe câmp afectează foarte mult sănătatea oamenilor. Vedeți, noi suntem acești oameni. Spuneți-ne telespectatorilor, nu mie, că eu sunt convins de asta. Telespectatorii care. Da, mi se mai spune, cânepa se pune în tencuiala de la biserici pentru pictură. Exact. Se întâmplă și treaba asta. Fresca, da. De aceea sunt atâtea biserici nepictate, neterminate, pentru că fresca, pictura pe biserică nu se face dacă nu există cânepă. Ați văzut și în bisericile vechi și din munții Apuseni și la noi, unde sunt mănăstiri vechi de 400-500 de ani, făcute din lemn, ele au fost capitonate practic cu țesătură de cânepă. Da, și dar nu trebuie să mergem departe. La Târgu Lăpuș, domnul Ioan Filip, care e proprietarul marului complex de fabrici Taparo, că sunt mai multe, au început cu fabrică de mobilă, după aia s-a extins, prima fabrică care a produs măști și alte lucruri, el folosește cânepa, dar nu are, o cumpără și el de unde poate, de prin Bangladesh, de prin India, ca să facă cadrele pentru fotolii. Păi Ivan Pațaichin. Da. S-a dus în India, deci, când a vrut să facă îmbrăcămintea pentru sportiv. S-a ocupat. Bine, sunt prietenii lui care continuă, da, activitatea. Eu am colaborat foarte mult cu el și tot datorită cânepii, eu pot să mulțumesc cânepii că m-a făcut să întâlnesc oameni extraordinari de aici din România. Și Ivan Pațaichin, vrând să facă
îmbrăcăminte pentru sportivi, pentru că respinge țânțarii. Deci dacă ai o cămașă de câine, păi nu vin țânțarii către tine. Și dacă fărâmezi sau storci așa niște frunze de câine pe, la fereastră, nu-ți intră țânțarii da, în casă. Da, dar producătorii de substanțe și de spray-uri care noi le importăm, aia lucrează împotriva noastră, ca să nu cultivăm noi cânepă, ca să-și vândă ei spray-urile pe piața da, românească. Și Ivan Pațaghi s-a dus în India să cumpere cânepă, știind că respinge țânțarii și pentru sportivii lui din Delta, unde probleme cu țânțarii, și acolo i-a spus o indiancă, dar ce cauți tu aici, că voi în România aveți cea mai bună cânepă. Și așa, pe internet, m-a găsit, ne-am întâlnit și am avut multe întâlniri pe tema asta. De treaba asta, pentru că, iată, cunoașteți și înțeleg că e o nișă practic oamenii care lucrează în această industrie, dacă îi putem spune așa. În momentul în care realizați Ziua Cânepii și spuneați că ați avut parte chiar de un eveniment în care a participat Mitropolitul Banatului, care e răspunsul oficialilor care vin și cu care ați discutat? Când vine vorba, uite, avem toate elementele astea, toate avantajele, efectele benefice pentru, nu știu, avea o producție sau o industrie la o scară ceva mai mare decât ce avem astăzi. Da, eu am organizat Ziua Cânepii de acum 10 ani la mine în sat, la Smeilor, iar locul cel mai potrivit și de mai multe ori am organizat acolo a fost Grădina Botanică din Jibou. Este o grădină extraordinară cu un centru de cercetare, directorul de acolo, domnul Sicora, și cu directoarea Amladin m-au ajutat și m-au sprijinit foarte mult. Am invitat oameni deosebiți din domeniul cânepii, inclusiv pe domeniul sănătății legat de cânepă. Ei, în schimb, cei din guvern n-au venit. M-a sprijinit odată un băiat din care guvern, doamnă? Trebuie să precizați mereu din care guvern. No, guvernul de la București. Guvernul de la București, dar poate alte guverne, din alte țări, dacă să nu se ocupă. Și Rimescu și mai nu știu care. Din potrivă, cei care veneau la evenimentul meu erau urmăriți și apoi demiși, dacă cumva și-au permis să vină la Ziua Cânepii. Da, aia care lucrează pentru interesul național sunt demiși. Da, eu... Iar celorlalți, de acum am decis, în pauză am vorbit cu domnul Aron, că de acum celor care vor vorbi împotriva intereselor naționale, eu îi voi numi teroriști. Aveți ei, această libertate, domnul Suian? Ei atentează la identitatea națională și la interesul național. Și avem dreptul să-i numim teroriști. Suntem într-o țară liberă și vedeți, tocmai asta da, e, asta ca e. Să spun, marele câștig pe care îl avem astăzi. Știți faptul că putem vorbi cât se poate de liber. Vă rog. Care este necazul? Că se duc specialiștii. Uitați, era domnul Ștefan Manea de ceruri, la Hofigal. Se duc în ceruri prima dată. Da, domnul Suian, domnul Ștefan Manea de la Hofigal. O somnitate în domeniu. A câștigat medalia de aur la Geneva pentru tratarea cancerului și în țară a fost arestat. Da, așa, răsplată. Asta e răsplată, spunem, răsplată. Pe bun, n-a fost arestat pentru că a câștigat un premiu. A fost arestat că a făcut ceva. Nu, pentru că a cultivat cânepă și că a îndrăznit să facă niște capsule din ulei de cânepă, o Q10, să găsesc și iadul babat cu bune intenții. Eu cred, repet, în tot ceea ce înseamnă ca efect pozitiv, dar câtă vreme, nu știu, e o chestiune care ține de lege și știi că există o lege, încearcă să schimbi legea. E făcută proastă și dacă e făcută împotriva intereselor românești. Perfect de acord. Uitați, depinde președintele. Deci, sunteți din Sălaj. Președintele CJ Sălaj, acum îmi vine în minte, e un domn care ar trebui să poarte cânepă pe scenele unde cântă. Lăutarul județului. Nu știu. Acum, da. E un interpret de muzică populară. Adică da, se da. Poate găsi lobby la niște politicieni cu influență care să vină și să aibă niște modificări legislative și în consecință. Am sperat. Am fost înainte de alegeri și am discutat și mai văzut de atunci. Cele păi, mai așa mari se întâmplă, piedici le avem de la administrația locală, administrația județeană, de guvern nu mai vorbesc. I-am promis deja, sau am discutat cu domnul președinte a Consiliului Județean din Sălaj, că o să iau un interviu și cât mai repede o să încep interviul cu această întrebare în legătură cu cânepa. Da. Câte hectare de cânepă se cultivă în momentul de față în județul Sălaj? Eu sunt curios din ce e IA pe care o poartă deci, un om extraordinar, e un om cu totul deosebit și voi fi chiar curios să vedem ce răspunsuri îmi va da în legătură cu această întrebare. Vedeți și Cioloș a fost din Sălaj. Cine? Cioloș. Și am apelat la dânsul și când a fost comisar pe european. Pe Cioloș n-am auzit, nu știu cine e dânsul. No. Dar pe domnul Iancu Sălăjanu știu foarte bine, e un om de mare viitor.
Bun, aș reveni la toate aceste produse pe care le aveți. În momentul în care, de pildă, că ne și dar spuneați... Dar nu o clipă. Din Sălaj este unul dintre marii români și cel care va deveni ministrul agriculturii în viitor, Fițiu Avram. Da. Deci el este într-adevăr profesor, un mare român. Și un mare profesor, specialist și un om care pune suflet și își dedică toată energia promovării intereselor și fost, românești în domeniul agriculturii. Ca să fim riguroși, a și fost subsecretar de stat sau secretar de stat? Da, la puțină vreme. Acum asta e, a bifat acolo în funcție. Să rămână 10 ani și după aia să fie ministru de 10 ani încoace. A fost cât a fost și domnul ministru Oros, ca atare a pupat, ca să spun așa, aerul guvernării. A respirat aerul guvernării. 10 ani minimum. Asta. Domnul profesor Fițiu a fost la toate manifestările organizate de mine. Eu am făcut și un master cu dânsul și lucrarea mea de disertație s-a numit Drumul Cânepii și dânsul a făcut afirmația pe care o țin minte toată viața. Cânepa, oaia și albina sunt elementele sacre ale poporului român. Și aici am o carte, se numește Sănătate multă într-un miez de cânepă. Clujenii ar trebui să o știe. Casa Bio din Cluj, doamna Alina Varadi. Sănătate multă într-un miez de cânepă. În anuarele Muzeului Domnul Etnografic. Cipriano, nu, asta trebuie să faceți propaganda acestor cărți. Păi, acum da, seara e editat. E obligație de job sau obligație de stat. Uite, v-am adus sămânță de cânepă din care faceți lapte de cânepă. Apropo de asta, m-au invitat la șef la cuțite. Da. Eu am soră și frate care chiar sunt bucătari buni, dar m-am dus pentru cânepă, că am făcut lapte de cânepă, o umplut de cânepă. Nu, aici sunt dezacord. Laptele cel mai bun e de bivoliță, nu de cânepă. Cânepa trebuie semănată sămânța, nu făcut lapte. Laptele de bivol e cel mai bun. De oaie, cum zice domnul Fițiu, și de capră. Dar proteină vegetală este... Da, vreau să vă întreb, apropo, pentru că mergeți în diverse evenimente, aveți exponatele astea și spuneați că lumea vă și întreabă cât de mare e profitul. Sunt scumpe aceste produse noastre, faceți doar pentru sufletul dumneavoastră eu aceste pentru lucruri. Mine fac, da. Pentru dumneavoastră, sunt, nu știu, scumpe aceste lucruri produse din cânepă? Vă dau eu răspunsul, sunt foarte ieftine. Foarte ieftine. Trebuie să crească foarte mult prețul tuturor produselor agricole. Tuturor produselor agricole, astfel încât țăranii să fie cei mai bogați dintre cetățenii României. Și atunci România va duce bine, va trăi bine, pentru că va avea hrană suficientă, hrană locală, nu vom importa 80% din hrana românească, pentru că va fi suficientă hrană produsă în România și vom și exporta. Domnul Suian, pentru reluarea ieftină, culturilor foarte ieftine aceste produse. Se interesează multă lume pentru reluarea culturilor de cânepă. Dar nu e vorba de cultură, e vorba de procesarea cânepei, că altfel facem ca și cu buștenii. Îi tăiem păi și dăm austrieci. Bineînțeles, și cânepa trebuie procesată. Uleiul de cânepă. Am aici ulei de cânepă. Uitați, Rodica Maxi de la Carei face ulei de cânepă. No, așa o sticluță e 40 de lei. Da. Așa, și ulei de cânepă are omega 3, 6 și 9. Poate vă spun ceva și cifrele 369 legate de Tesla. Și sunt foarte multe legături aici. Adică sunt, nu știu, niște proprietăți sunt care... niște proprietăți. Eu sunt profan în zona medicală. Se spune cânepa are toate elementele din tabelul lui Mendeleev. Toate. Din care 13 compuși organici sunt identici cu ai omului. E vorba de seleniu, siliciu, magneziu, titan, vanadiu. Sunt substanțe foarte necesare pentru organism. Și se folosesc în tratamentele bolilor degenerative, Alzheimer, Parkinson, epilepsie. Uite, apropo de întâlnirile pe care noi le organizăm cu specialiștii din cânepă, știți că avem un medic, îl cheamă Dan Nuțu, este în Irlanda, a scris un tratat de cannabidiologie, nu vine în țară că nu-i se permite să facă aici tratament cu cânepă, și face în Irlanda și merg românii acolo și din toată lumea. Irlanda nu e membră în Uniunea Europeană. Nu știu. Irlanda este, da, este membra Uniunii Europene. Da, dar nu în România. Nu îi se dă voie să facă tratament. E în funcție de legislația națională. Acum... Sunt medici la legislația Oradea. Națională trebuie să fie în acord cu legislația din alte țări din Uniunea Europeană. În fiecare stat cu politica lui. Noi avem politică greșită? La Oradea s-a organizat și astă toamnă, a
a treia ediție Expo la Cânepa. Am invitat și din domeniul medical. Eu aici n-aș vrea să intru mult pe terenul ăsta, pentru că eu sunt pe partea țărănească. Și legat de partea țărănească, ce să mai țes, ce să mai brodez? Uitați, ca să arăt copiilor și să le vorbesc despre cânepă, am făcut mii și mii de aceste jucării. Sunt făcute pe un băț de cânepă. Mă credeți că mă duc în școli și în biserici și le arăt copiilor, uitați, ăsta e băț de cânepă, copii, ăsta e fibră. Aici, cu asta se toarce, se țese. Bățul ăsta, puzderia asta, din ăsta se face construcție. Din frunze și din semințe, mâncare. Știți că până acum 200 de ani, în post, se mânca uleiul de cânepă și era untura de animale. Uleiul de floarea soarelui și de bostan a apărut mult mai târziu. Nu? Din, acum păcate, greier, doamnă, greier. Din păcate nu mai avem timp, dar rămâne o discuție. Ați văzut, trece foarte repede timpul. Deci asta e zâna cânepii. Da, arată foarte, foarte bine, să știți. Nu mă clipă, înainte de a încheia, să promitem pe noi trei, în frunte cu doamna Leontina, vom duce războiul până la sfârșit, până la victoria finală. Acum, eu sper să ducem niciun război. Repace industria cânepei din România. Eu sper să ducem doar dezbatere, domnul Suian. Războiul ăsta eu îl duc până la capăt. Doamna Prodan, vă mulțumim tare mult și sper să acceptați și invitația viitoare. Continuăm cu domnul Suian și după fix. La fix revenim aici cu principalele titluri. Rămâneți cu noi. Am revenit aici în Prima News. Vă propun să discutăm și despre cum arată anul economic 2024. Au fost foarte multe promisiuni, sunt în continuare foarte multe promisiuni și vedem o serie de avalanșe din punct de vedere sindical, de revendicări care vin din partea unor categorii socioprofesionale și sigur că da, vorbim și despre toate lucrurile unde guvernul ar trebui să facă economie. Am văzut de pildă și criza din sănătate cu această deblocare urgentă a posturilor pe care o anunță inclusiv Ministerul de Resort și chiar ceartă în acest moment conducerea spitalelor, că ar trebui să se grăbească, să nu aștepte 6 luni să facă cât de repede aceste angajări. Ca atare trăim într-un an 2024 extrem de complex. Mi-e teamă să nu plătim o factură cum nu putem duce în 2025, pentru că atunci când e an electoral, toate lucrurile astea, toate dările pe care le avem vor fi cumva îndulcite de mirosul celor 4 rânduri de alegeri. Despre acest tablou al economiei în 2024 aș vrea să discutăm. Înainte de a vă prezenta invitația acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Guvernul a aprobat deblocarea peste 7600 de posturi în sănătate și asistență socială în contextul în care angajările erau blocate de executiv din vara anului trecut. Sindicatele spun însă că este doar un prim pas și rezolvă problema doar pe jumătate în condițiile în care deficitul de personal este aproape dublu. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila l-a cerut managerilor de spitale ca aceste posturi să fie scoase la concurs cât mai rapid. Între timp, Colegiul Medicilor din România reclamă discrepanțele în ceea ce privește accesul populației la asistența medicală și criza medicilor de familie. Totodată, aceștia critică scăderea dramatică a alocării bugetare pentru medicina de familie, afirmând că aceste măsuri arată o lipsă de viziune și de interes pentru gestionarea problemelor sistemului de sănătate din România. Vă spuneam și ora trecută că ne-am discutat aproximativ acum un an, la începutul 2023, despre faptul că avem puncte în România în care există vid de asistență medicală, pentru că nu mai sunt medici de familie și rețin și inițiativa unor comunități, mai cu seamă din zona montană, unui primar care a fost aici la noi, care vorbea despre nevoia de telemedicină. Poate că sună cumva pompos, dar în astfel de situații chiar e necesar, având în vedere, repet, că sunt locuri în care oamenii n-au mai văzut sau n-au mai întâlnit un medic de foarte mult timp. Protestul transportatorilor a continuat și astăzi cu 10 de tiruri și camioane care au mărșăluit pe centura capitalei. Între timp, o delegație a transportatorilor a fost primită la Palatul Victoria, dar de la discuții au lipsit premierul Marcel Ciolacu și ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Acesta, din urmă, spune că a avut deja o întâlnire cu unele asociații din transport și vor continua discuțiile săptămâna viitoare. Îmi place această discuțiile cu unele, pentru că și Florin Barbu dădea o declarație ieri sau în această dimineață că a discutat punctual la telefon cu unii protestatari. Păi nu, ori ai o chestiune formală, ori ai așa pe bucăți. Pe de altă parte, și acești protestatari se ne spună clar, e demersul lor sau e demersul asumat politic de alții. Părinții pot primi
un sprijin pentru plata taxelor la grădiniță sau creșă chiar din partea angajatorului. Este vorba despre o nouă facilitate pentru românii care lucrează la firme plătitoare de impozit pe profit. Suma poate fi de maximum 1.500 de lei pentru fiecare copil, iar companiile își vor deduce banii din impozitul pe profit. Acești bani nu vin de la guvern, vin de la angajator și doar dacă el vrea, a declarat Cornel Grama, analist fiscal la un post de televiziune. Continuă supozițiile cu privire la o posibilă preluare a președinției Consiliului European de către Klaus Iohannis. Eurodeputatul liberal Gheorghe Falcă spune că negocierile în acest sens vor avea loc după alegerile europene din iunie. Se încearcă obținerea unui mandat de 5 ani, precizează eurodeputatul. Surse politice spun că Iohannis ar urma să susțină un discurs în plenul Parlamentului European la începutul lunii februarie, ca urmare a unei invitații primite de la Roberta Metsola. Acum nu știu dacă e posibil un mandat de 5 ani, pentru că știu că un mandat e de 2 ani și jumătate și poate fi reînnoit. Doar un singur mandat în plus. Deci două mandate, ar veni 5 ani. Pe de altă parte, repet, negocierile, așa cum spunea și Gheorghe Falcă, cred că se vor duce abia mai spre vară. Scenariul stârnește discuții și la Budapesta. Ungaria va dovedi încă o dată că poate fi un bun președinte al Consiliului European, a declarat președintele Ungariei Cătălin Novak, în condițiile în care Charles Michel ar fi ales președinte al Parlamentului European în iulie. Premierul ungar Viktor Orbán, a cărui țară va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, ar urma să conducă ședințele Consiliului European, conform Politico, un scenariu de coșmar pentru Bruxelles, remarcă jurnaliștii. E interesant că Viktor Orbán și Klaus Iohannis sunt cei mai vechi membri ai Consiliului European. Viktor Orbán e cel mai vechi și îl secundează Klaus Iohannis. Se spune că e și o cutumă ca cel mai vechi membru să fie cumva ales președinte al Consiliului European. Va fi, repet, interesant pentru că înțeleg ca procedură, de pildă, ca să fii efectiv președinte plin al Consiliului European, trebuie să renunți la funcția pe care o ai în țară. Mă îndoiesc că Viktor Orbán va renunța la funcția de premier pentru a fi președinte al Consiliului European. El speră doar ca președinte, țara sa fiind președinte al Consiliului Uniunii Europene, să aibă și acest mandat tranzitoriu de câteva luni, câtă vreme țara sa e în această poziție timp de 6 luni în acest an. Ministerul rus de externe l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova în semn de protest față de actele ostile ale Chișinăului și s-a comunicat decizia autorităților de a interzice intrarea pe teritoriul Federației Ruse mai multor oficiali și jurnaliști din Republica Moldova. Totodată, Moscova a pus în vedere Chișinăului că este îngrijorată și ar considera inacceptabil dacă Republica Moldova ar permite antrenarea militarilor ucraineni de către NATO pe teritoriul său, relatează Reuters. Economia rusă este prima din Europa și a cincea din lume, în ciuda sancțiunilor, susține președintele rus Vladimir Putin. Declarația a fost făcută în contextul unui turneu evident electoral pe care Putin îl face în Orientul Îndepărtat Rus, transmite Ager Press. Știm că și acolo au loc alegeri, dar ce alegeri? Chiar ce alegeri sunt în Federația Rusă? Și chiar mă gândesc la cine îl va contracandida pe Vladimir Putin. Grecia este pe cale să legalizeze căsătoria între persoane de același sex și adopția, anunță premierul conservator Kyriakos Mitsotakis. Ceea ce vom legifera este egalitatea căsătoriei, adică eliminarea oricărei discriminări care are la bază orientarea sexuală la încheierea unei căsătorii, a declarat șeful guvernului elen într-un interviu televizat. Eu abia aștept dezbaterea care se va purta probabil și în perioada următoare în Parlamentul European sau ocazionat de alegerile pentru Parlamentul European. Sunt convins că va fi un subiect destul de aprins pentru întreaga clasă politică europeană. Trecem la sport. Ionuț Lupescu vrea să intre în politică. Fostul internațional își dorește să candideze la alegerile europarlamentare din iunie. Este în acest moment consilier pe probleme de fotbal la Clubul Sportiv Dinamo, iar în trecut a fost director sportiv la Federația de Fotbal Arabiei Saudite. De asemenea, Ionuț Lupescu a fost pentru 6 ani șef al Comisiei Tehnice de la UEFA între 2012 și 2018. Un jucător emblematic al generației de aur. Eu cred că, evident, e probabil că și-a anunțat intenția și probabil că acum negociază cu niște partide locul eligibil. Jucătoarele Sorana Cârsteana Bogdan și Jacqueline Cristian și-au aflat adversarele din runda inaugurală de la Australian Open, în locul 26 mondial și favorită 2. Cârstea va evolua cu sportiva chineză Yafan Wang, locul 97 mondial. Ana Bogdan va juca în primul tur cu o sportivă venită din calificări, iar Jacqueline Cristiano va întâlni pe sportiva
cehă Caterina Siniakova. Meteo la final, vremea se menține rece și în zilele care urmează, cu precipitații sub formă de ninsoare în zonele înalte, dar cu cer senin în restul regiunilor. Cea mai scăzută temperatură va fi în zona Moldovei, iar cea mai ridicată în zona de sud a teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor încadra între minus 5 și 4 grade, iar cele minime între minus 12 și minus 4 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Da, am revenit aici în povestea noastră în Prima News și, așa cum vă spuneam, discutăm despre 2024 cu toate provocările pe care le are. Alături de noi se află aici în platoul Prima News domnul Iosif Pop, economist, om de afaceri, primul președinte al Băncii Transilvania. Domnule Pop, mulțumesc pentru prezență. Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră. Domnul Pavel Suian, profesor universitar, diplomat în continuare aici în platou. Domnule Suian, mulțumesc pentru prezență. Eu vă mulțumesc și vă mulțumesc că l-ați invitat pe domnul Pop. Eu îl consider pe dreptate, citind o carte scrisă de dânsul, nu numai primul președinte, ci inițiatorul și fondatorul Băncii Transilvania. Așa este. Și faptul că a avut merite extraordinare în înființarea și a dus la sfârșit o luptă extraordinară pentru înființarea băncii, a fost și răsplătit în modul în care noi răsplătim în România pe toți oamenii care sunt cei mai buni în domeniul lor. Deci a fost ținut și la închisoare pe nedrept câteva luni, așa să se învețe minte, să nu mai comită în viitor fapte bune pentru nația română. Așa că îi mulțumesc personal și pentru prima dată în public și îi cer iertare în numele românilor pentru nedreptățile care i le-au făcut cei care n-ar fi meritat să fie în funcții ca să poată pedepsi oamenii nevinovați. Da, bun. Poate cu o precizare. Vă rog. Reținut preventiv ca să poată fi cercetat și dovedit nevinovat, ca să poată scoate pe cei care au furat. Da, asta a fost pretextul. E bun pretextul. Pretextele urmă, sunt bune totdeauna. Da, ca să nu rămână un dubiu de... Deci, practic, n-am fost niciodată dovedit ca și un inculpat real. Păi nu, pe tocmai asta, de asta ați fost pedepsiți, că dacă ați fost dovedit, nu erau pedeapsă, era... erau, da. Domnule Pop, tocmai pentru că vorbeam iată de 2024, un an complicat, mă gândeam să pornim de la ideea de unde mai poate economisi România bani, pentru că se întreabă foarte multă lume, domnule, sunt foarte multe chestiuni, cum e de pildă finanțarea partidelor politice. Am înțeles demersul la vremea respectivă al legiuitorului, tocmai de a feri partidul de eventuale sponsorizări sau de eventuale, ca să spun așa, acțiuni care, nu știu, puteau friza, hai să spunem, acte nu neapărat ilegale, dar imorale. De corupție. Exact. Sau de corupție, da. Și tocmai în ideea asta, dacă ar fi să pornim pentru 2024, mai are guvernul de unde economisi pentru un an cu 4 tururi de alegeri? Păi acolo, în ceea ce se alocă partidelor parlamentare anual, putem face un calcul simplu. E prin legea pe care a adoptat-o în 2016 cuantificat dreptul la care pot să apeleze din banii bugetului, între 0,01 și 0,04 din valoarea produsului intern brut al României. Asta înseamnă că dacă pentru 2024 România are un buget de 350 de miliarde de euro la cota maximă de 0,04%, înseamnă 140 de milioane de euro care ar putea să ia partidele politice în perioada următoare. În anii anteriori, suma nu s-a dus atât de sus. A fost un progres evident de la an la an după adoptarea legii. În fiecare an au adăugat și au adăugat. Anul care s-a încheiat, anul 2023, a fost pe la 270 de milioane, miliarde de lei, care înseamnă ceva mai puțin decât cei 140 de milioane de euro.
Asta, dacă partidele politice ar pleca de la ideea că acolo e, să zicem, să nu spun adunătură, mă feresc de cuvântul ăsta, de oameni cinstiți, curați, ar trebui să-și susțină partidul din propriile resurse, din propriile cotizații. Sigur, mai există regula de a primi donații, de a primi împrumuturi, deci se pot împrumuta, pentru că știm că în perioada electorală costurile sunt mai mari, în perioadele preelectorale costurile sunt mai mici. Ca atare, prima economie care s-ar putea face ar fi 140 de milioane de euro, circa 15 școli, 15 spitale, ceva de genul acesta, sau tratarea unei populații bolnavă de cancer sau de alte boli care cu greu le putem face față. Deci asta ar fi, ca să spun așa, o economie pe care, dacă s-ar elimina această prevedere, ar putea să o facă statul. Da. Pe de altă parte, nu pot să nu consider că intervenția statului în finanțarea partidelor e un pas de aliniere la reguli europene, ceea ce înseamnă că peste tot în Europa se întâmplă cam la fel, doar că criteriile, regulile și bunul simț primează mult mai mult decât primează la noi, și că odată ce statul alocă bani cu această destinație, poate să crească nivelul de exigență în a preveni fraude, în a preveni donații ascunse sau dosite sau alte forme de susținere a unor partide pe căi, să zicem, nefirești, imorale. Dacă m-aș duce să caut în paleta largă a costurilor bugetului, să zicem, pe 2024, astfel de sume de acest nivel se găsesc cu foarte mare ușurință. Adică să iau structura statului român, structura birocratică, pentru că așa este, a statului român, birocratică, pentru că cu cât sunt mai mulți, cu atâta te trimit unul de la altul, și cu cât sunt mai mulți, sunt cu atâta mai puțin pregătiți. Și asta înseamnă că fiecare, în momentul în care ajungi să apelezi la el, se simte important și, în loc să te rezolve, te condiționează sau te trimite, te poartă în cercul birocratic. Dar în zona aceasta cred că putem ajunge de la suma imensă a funcționarilor statului undeva la jumătate din ceea ce este în momentul de față. Greu, asta e o discuție care... E o discuție care e fezabilă pe fondul unei campanii de informatizare cu rezultate reale. Dacă, dați și un orizont de timp în care s-ar putea face treaba asta? Eu cred că în 2 ani de zile ar trebui să se încheie, pentru că banii sunt alocați din fonduri europene. Firmele care știu în România să lucreze au disponibilitatea să facă pentru statul român. Piedica cea mare este tot în administrația locală, pentru că acolo este o masă imensă de funcționari și angajați publici care știu să opună rezistența în diverse moduri. Cel mai simplu este să nu-i spui consultantului pentru elaborarea softului cu ce te ocupi și să-l plimbi un an de zile cu motivații puierile. Dacă ar fi să caut mai departe resurse pentru buget, cu siguranță că am putea să ne uităm la asistența socială, care asistența socială, în bună măsură, este centrată pe votul celui care primește banul. Și criteriile pe care se alocă aceste fonduri de asistență socială sunt extrem de discutabile. Ne putem uita, dacă mergem în comuna X sau Y, cine-i dimineața la bufet. Ei sunt asistați sociali. Ei sunt asistați sociali primii la bufet.
Și atunci nu te miri că lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă. Da, aș reveni aici, domnule Popă. Domnule Suian, cum vedeți zona asta de economisire? Acum, la această politică de a atribui bani partidelor, așa cum spunea și domnul Pop, în general s-a mers pe ideea de... Dar a fi eliminate situațiile de potențială fraudă sau de potențială corupție. Dar când mergem, de pildă, oricum, și 140 de milioane, ați spus 15 școli, 15 spitale, e o sumă. Dar când mergem la zona de administrație publică, cum ați vedea, de pildă, deci, economisirea în zona asta? Două, trei idei scurte și clare. Sunt foarte fericit că un mare expert în domeniul finanțelor, cum este domnul Pop, confirmă ceea ce eu de multe ori v-am spus aici, că trebuie redus nu cu jumătate, cu 950 de mii conform unei comparații făcute cu Polonia. Da? Și cu jumătate eu sunt foarte fericit. Doi, vreau să revenim la finanțarea partidelor politice. Eu ca jurist și ca om care de când eram mic am vrut să fac dreptate, vreau să judec argumentele. Faptul că sunt argumente și că și în alte țări există acest sistem, pe mine asta, pentru mine nu-i suficient. Să vedem ce se fac cu acești bani. Cu acești bani noi constatăm, eu constat și fiecare dintre noi poate să constate, dacă e de bună credință, că se cumpără mass media, se cumpără în principal televiziunile și alte mijloace de informare. Și atunci se corup. Deci statul dă bani unor factori care corup opinia publică, corup alegătorii. Dar publicitatea electorală acum e mult mai mare. Deci acum statul deliberat dă bani partidelor și partidele corup mijloacele de informare și prin mijloace de informare spun minciuni și cu aceste minciuni corup și dezinformează lumea. Deci e extrem de grav această chestie. Și anumite posturi de televiziune știm sigur că ele sau oamenii din spatele lor sunt oameni necinstiți și atunci statul îi premiază pe acești oameni necinstiți cu bani din bugetul statului. Deci cu banii noștri. Deci e un lucru extrem de grav. De mult ar trebui această lege să fie modificată, de fapt anulată, și partidele politice să se financeze din cotizații sau donații. Mai departe, dacă ar fi să mai rămână această lege, cu acești bani ar trebui partidele politice să aibă școli de pregătire profesională a politicienilor, a tinerilor politicieni, a politicienilor de vârstă medie și a politicienilor mai în vârstă. Păi au școli de vară, au tot soiul de... N-au nicio școală de vară. Astăzi au două, trei zile de băuturi, da, uitați, de chefuri, de nu. PSD are Institutul de Politici de Stânga. Școală înseamnă o chestie serioasă, făcută la modul serios, în care să pregătească oameni competenți. Dar au astfel de asociații. Diplome, nu diplome, nu au. Nu au, că PSD are Institutul de Studii Social-Democrate Ovidiu Șinca, în vreme ce PNL are Institutul de Studii Populare. Eu văd cât îți de incompetenți. Ce școală? Deci PSD și PNL nu au propriile lor institute pe care le finanțează să-și trăinească oamenii. De neimaginat. Incompetența oamenilor politici de astăzi. Tineri, bătrâni sau de vârstă medie. Și eu susțin același lucru, că din aceste fonduri care le alocă statul în folosul cetățeanului, pe banul cetățeanului, da, ar trebui cel puțin atâta să-și pregătească niște oameni politici să instruiască. În primul rând să învețe doctrina partidului lor. Chiar limba română. Să începem cu limba română. În al doilea rând să învețe că atunci când candidează sau acceptă candidatura într-un anume domeniu, trebuie să cunoască acel domeniu. Ori noi avem, hai să iau cazul în local, da, în administrația locală, foarte mulți oameni care au ajuns consilieri locali, dar care n-au absolut nicio idee despre administrație. Și votează. Și, mă rog, dacă iau cazul de la Cluj, din 18 care formează majoritatea, toți votează să spună să măcar un cuvânt, să măcar un argument în timp de 4 ani de zile.
Da, urmăresc. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar ei își iau deciziile, mă gândesc, într-un cadru mai mare și... Păi își iau deciziile cu ce zice șeful, nu cu ce așteaptă cetățeanul. Cine îl contrazice public pe cel mai democrat șef de administrație locală din România? Alesul local. Cu ghilimele de rigoare. Alesul local e reprezentantul meu în deciziile locale. E musai să facem o pauză, foarte câteva minute și revenim. Da, am revenit aici în Prima News, discutăm despre economia pe care, de pildă, ar putea să o facă statul și am pornit iată de la finanțarea partidelor, în continuare alături de domnul Iosif Op și domnul Pavel Suian. Vreau să vă întreb pe fiecare, credeți că, apropo de reducerea aparatului de stat, se vorbește de economie în zona respectivă, vorbeați de un orizont de 2 ani, domnule Pop. Domnul Suian spunea într-o emisiune mai veche că s-ar putea chiar într-un timp mai scurt prin modificarea legislației. Ar putea să existe, de pildă, un calendar 2025-2028. Asta și prin prisma faptului că e foarte greu, de pildă, să vii cu un pachet normativ care să nu creeze predictibilitatea. Adică sunt acolo oameni care probabil lucrează de mult timp sau dorm la stat în unele cazuri, dar și-au creat confortul de viață. Adică ar trebui să știe că, nu știu, are un termen de în care părăsește poziția respectivă și mă gândesc că vor fi foarte multe procese. Adică e un fenomen destul de complicat. Dacă acomodează, în primul rând, legislația muncii, pentru că e așa cum spuneți, se vor înșirui cel puțin 400.000 de procese. Deci treaba asta, dacă o rezolvă, poate cu prioritate, în 2 ani, plecând de la ideea unei schimbări a administrației, a regulilor administrației, a reducerii numărului de județe, a reducerii numărului de comune, ar avea suportul necesar și să aibă și după alegeri, un vot care se poate să le permită să adopte astfel de schimbare, atunci în 2 ani ar putea o face. În caz contrar, e greu de presupus. E părerea pe care eu o exprim. Eu am altă părere, care parțial merge în aceeași direcție, însă de pe o altă poziție, din alt unghi. Aceste partide, că au acum majoritatea, ei de mult puteau să modifice legea, de mult puteau începe acest proces, dar și în viitor, dacă aceste partide rămân la cârma României, nu vor face această reducere, pentru că toți acești funcționari votează de 34 de ani cu aceste două partide. Aceste două partide au interes, nu vedeți că ei vorbesc de 2 ani de zile, ei vorbesc de reducere, ei vorbesc de reducere, de reformă. Domnul Ciolacu, care mie mi-e simpatic, am mai spus, ca om mi-e simpatic. Și mai sunt și alții care îmi sunt simpatici și care îi prețuiesc. Dar deciziile lor constat că sunt greșite. Și atunci eu nu pot să nu fiu drept și să spun... Așa dacă îi votează neapărat funcționarii domnului consilierii, oameni din jur. Deci toți funcționarii publici sunt votanții lor. Dacă îi reduc, își reduc o jumătate din voturi. Ce partid politic care are 34 de ani această experiență, va lua decizia să-și reducă cu jumătate numărul votanților. Probabil că ei merg pe tema asta. Amintiți-vă momentul 2019. Acesta e motivul ei. Liviu Dragnea a dat bani în plus cadrelor medicale, a dat scutiri pentru studenți, pentru așa. Toate categoriile astea, că erau sondaje după, au votat împotriva partidului pe care l-a reprezentat, tocmai cel care le-a dat facilitățile respective. Eu cred că ar fi un raționament greșit al celor două, dacă se bazează că, uite, îi votează cei de la stat. Nu contează ce credeți noastră, contează ce cred ei. Eu vă spun, asta cred ei. Nu contează dacă ei au dreptate, că gândesc așa sau nu. Contează cum gândesc. Ei așa gândesc. Că ăștia trebuie să rămână acolo ca să fie votanții noștri. O parte din ei sunt votanții lor. Asta e clar. Altfel de mult îi reduceau. Și haideți să ne amintim că ați vorbit de Liviu Dragnea. A încercat o reformă administrativă în urmă cu 10 ani. Era făcută, 2012... gata, dar nu a aplicat-o. Și 2013, a fost și la Cluj și a predat pentru ea și a avut susținători mulți. Și totuși a ajuns deoparte.
Nu de parte, ci de o parte. Am înțeles că a picat la Curtea Constituțională sau au fost invocate elemente de neconstituționalitate la acel proiect de reformă administrativă. Atunci era USL, era PNL și, de fapt, cam aceeași structură care e și astăzi. Și mi-aduc aminte, era în vara lui 2013, că și la Cluj a fost un astfel de eveniment. Dar nu s-a ajuns la nicio curte. Nu s-a pus în discuție, nu s-a votat. Nu s-a ajuns la vot. Reforma administrativă, ziceți. Da, da. Nu s-a ajuns. Și eu așa știu că nu s-a ajuns să voteze. Că o fi promovat simplu, un proiect de... Au fost invocate lege... la vremea respectivă elemente de neconstituționalitate cu privire la... În presa cumpărată, dar nu s-a ajuns. Păi, nu știu, au fost două momente. Că mai fost și 2010-2011, la fel un alt moment. N-au ajuns la lege. Dar bun, credeți, pentru că sunt foarte mulți primari care au intrat alături de noi și apropo de costurile pe care le are administrația. Deci nu vor putea duce aceste costuri în anii următori. Și sunt rațiuni economice, în primul rând, în care deocamdată se împrumută ca să plătească pensionarii și funcționarii. Asta se întâmplă, da. Și specialii. Nu pot să ducă la infinit pentru că bugetul României nu suportă și în fiecare an gradul de îndatorare crește și asta înseamnă că într-o zi îți va spune un împrumutător internațional că indiferent ce a zis agenția de rating, tu nu mai ești calificabil. Ca atare te trecem la formula de faliment și începem execuția cum au început grecii să-și vândă. Păi acolo ajungem. N-am fost odată cu Stolojan la gura falimentului. E mare lucru că aceeași politică se repete și acum. În cât timp credeți că am putea ajunge într-un astfel de scenariu? După mine suntem acolo. Deci noi suntem practic în situația în care orice îndatorare suplimentară ne arată drumul spre falimentul de țară. Nu cred că există altă soluție. Când ajungi ca fiecare din cei 19 milioane de români să fie încărcat cu datorii de aproape 10.000 de euro, și știm că 5% din ăștia ar avea banii cu care să zică închidem datoriile țării cu o chetă, cu o contribuție, înseamnă că n-ai soluție. Și asta mie îmi creează convingerea că ajungem acolo foarte repede, dacă nu prin rațiune, prin revoltă socială. Și apropo... De timingul în care am putea ajunge acolo, credeți că 2025 va începe practic să fie momentul în care vom plăti facturile serios noi ca populație? Ar trebui să fie dacă va exista consecvențe, cât de cât consecvențe în măsurile acestea fiscale adoptate. Pentru că e un pas care trebuie apreciat ca atare, că avem niște măsuri fiscale după ce am conștientizat că se închid ușile celor care ne împrumută. Dacă vom fi consecvenți și să punem în practică, eu cred că avem o șansă. Încă o dată, 27% gradul de colectare din PIB. La nemți este 59%. Și media europeană cred că e peste 40%. Și media este aproape 40%. Aproape 40%. Asta înseamnă că avem zone de colectare, doar trebuie să avem și voința să o facem. Adică să dăm deoparte partipriurile și să începem să executăm. Faptul că a dat un plafon ministrul de finanțe la structurile regionale... Nu știu pe ce judecate. Probabil că oamenii ăștia spun așa, noi nu știm de unde să mai colectăm și atunci... Dar pare cam polițienesc așa. Păi, eu de asta spun că măsura asta n-am înțeles-o deloc. Adică cum, ți-am dat un plafon și dacă în Transilvania, unde de bine de rău se plătește, oamenii sunt onorabili în mare măsură. Cei de aici spun, am colectat tot. Îi dă afară? Probabil că e de afară, că o să spun atunci nu mai avem ce face cu voi dacă ați colectat tot. Dar asta înseamnă că pe viitor, fiscul neexistând, execuția bugetară se va clătina din alte cauze. Deci rămân la părerea că suntem la faza la care nu mai aveam de ales și prima dovadă a făcut-o prin acest cod fiscal modificat. E nedrept, e ciudat, e așa cum este. Și totuși,
pe seama lui se poate ajunge la o inversare. Adică să te apropii în 2-3 ani, să ai cheltuielile sub venituri. Ca să poți să începi să-ți plătești dobânzi, să-ți plătești apoi rate și probabil în 10-15 ani să ajungi să te despovărezi de acest balast imens pe care l-au creat. Domnule Soian, în cât timp credeți că ajungem la deci, în primul de rând, dacă nu vine Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială să ne oblige să luăm niște măsuri drastice pentru redarea vieții economiei noastre, nu se va face nimic. Deci, aceste guverne, eu repet, aceste guverne nu vor lua aceste măsuri pentru că își taie crăcile de sub picioarele lor. Aceste guverne au dovedit de atâția ani că în loc să ia măsuri de însănătoșire financiară, ele au dus la moartea clinică. Noi suntem în moarte. Nu-i declarată. Economia noastră e moartă. E falimentară. Domnul Pop zice că ne apropiem. Suntem deja trecuți. Numai nu-i declarat. Omul e mort, dar încă n-are certificatul de moarte, nu s-a semnat. Urmează să semneze. E ținut așa în viață cu hârtiile, cum să spun. Și moneda națională trebuia de mult să fie la altă paritate. E ținută în viață de alți factori din afară. Pentru alte motive decât cele pe care le știm noi. Deci... Nu, aici cu moneda încerc să adaug eu. Primim bani de la Uniunea Europeană, da? Pe programele care le avem. Banii ai primim în euro. Ei trebuie convertiți în lei, pentru că puțini sunt cei care se împrumută în euro sau în drept să se împrumute în euro. Și atunci, schimbul acesta care presează cu o ofertă mare de valută pe cerere puțină de cumpărare, face ca efortul pe care îl face Banca Națională să fie rezonabil. Altfel, ar fi trebuit de mult să se ducă. Și probabil, adăugând acum la soluțiile viitoare, probabil că aceste fonduri europene bine administrate ne-ar putea aduce acea resursă din care să începem. Da, aici, apropo, domnule Pop și domnule Soian, că nu mai avem, ca să spun așa, mult răgaz pentru a nu reduce cheltuieli. Reforma administrației publice, credeți că se va întâmpla, domnule Pop? Apropo de reducerea, ați vorbit de primării, de consilii locale, credeți că se va întâmpla treaba asta? Nu, dar mă iertați, plus ministere și agenții. Bun, și agenții în ministere. Trebuie... Cu siguranță, domnule Soian, dar cea mai complicată... în aceste ministere și agenții. Cea mai complicată situație va fi când va trebui să schimbi, nu știu, câteva sute sau poate peste 1000 de comune și orașe pe care să le desființezi. Adică acolo e operație atât de complexă. Trebuie redusă primată birocrația și digitalizarea făcută. Nu poți reduce actuala administrație dacă nu vii cu digitalizarea. Dar pe partea cealaltă există o cerere de locuri de muncă și în loc să aduc 100.000 de afgani și de alți asiatici, pot să spun, ieșiți din administrație că locurile de muncă sunt acolo. Învățați și voi să munciți pentru că cerere există de locuri de muncă. Domnul Pop, eu sunt țăran. Pe cal, dacă nu-l înveți să tragă în ham până la 2 ani, nu mai va trage în ham niciodată. Pe ăștia care sunt acum și nu au lucrat toată viața lor, au luat bani din diferite salarii, prin diferite ministerii, în viața lor nu-i mai putem învăța să muncească. Dar bun, acum aș vrea să aruncă o anatomă, că sunt și specialiști buni în sistemul puțin, public. Puțin. Cei mai mulți sunt nespecialiști, necalificați, iau salarii fără să muncească. Și ar mai trebui zis aici un lucru. Trebuie spus adevărul. Nu putem, domnul Ciprian, nu mă obliga să tot mint și pe mine. V-am spus că e o emisiune liberă, domnul Soian. Aveți toată libertatea. Mă bate Dumnezeu seara când mă culc, am zis, domnule, am mințit. De rușine să nu-l contrazic pe domnul Ciprian. Vă rog să mă contraziceți de fiecare dată, domnul Soian. Vă rog. Mulțumesc. Mai e un lucru de spus. Slăbiciunea aceasta a guvernului actual, ca să nu mă refer și la alte guverne dinainte, pentru că ea e mai accentuată acum. De a da dreptate la fiecare ieșire în stradă, te rezolvi și pe tine, și pe tine, și pe tine. De unde?
Păi am, mă mai împrumut eu de afară, că după mine o să vină prin 2035 un alt guvern, care o să-i spună atât ai datoria țării, dacă te bagi la guvernare, trebuie să-ți o asumi și să o stingi. E un mod de a gândi a politicului. Și nu e nou. Dar a spune răspicat de la nivel de prim-ministru, opriți grevele că n-avem bani și lăsați, treceți la muncă, da, pentru că e mai important acolo. Sigur, o echilibrare a modului de a recunoaște munca și plata ei, asta trebuie făcută. Negreșit, dar nu de fiecare dată când ies 30 sau 300 în stradă, se pleacă și zice, vă dăm. De unde? Dacă ar spune, vă dăm, dacă aduceți atât venit în plus, mi se pare un calcul economic bun. Dar niciodată n-am auzit să se spună, vă dăm dacă faceți. Adică, păi am văzut că au fost și în cazul profesorilor invocate criterii de performanță sau un set de criterii. Cu cât s-o mări salariile la profesor, cu atât învățământul e mai prost. Exact invers. E tot mai prost. Nu, e aceeași statistică. Nu, e tot mai prost. De 20 de ani. Prost acum. Nu erau atât, nu era atât de prost învățământul acum 15 ani cum e acum. Acum sunt jumătate neștiutori de carte când termină școala. Acum, înțeleg că e un registru extrem de subiectiv. Lăsați, cel legat de... Iar apărați. Eu nu apăr, dar sunt foarte multe, foarte multe opinii. Economia duduie, finanțele duduie, dar practic economia e mortă. Da, n-aș putea să arunc, să spun... Eu exagerez neapărat un pic, dar adevărul ăsta e. Suntem totuși într-unul dintre orașele unde e cea mai mare rată de admitere atât la liceu cât și cât și la bacalaureat. Ca atare există insule de, hai să spunem, de profesionalism. În competiția internațională serioasă suntem pe ultimele locuri. Aș mai avea câte o întrebare, pentru că trece timpul. Se discută foarte mult de cota unică, respectiv cota progresivă. Credeți că se vor întâmpla, adică vor fi modificări în acest spațiu? Am văzut că Marcel Boloș vorbea despre faptul că nu se pune problema în perioada asta, în vreme ce Marcel Ciolacu zicea că dumneavoastră tot apar discuții că ar trebui să trecem la impozit progresiv. Sigur că ne-am obișnuit cu cota unică. Și a sunat bine într-o perioadă în care exista o masă mijlocie de oameni care au urcat pe investiții și au produs ceva pentru țară. S-au polarizat extrem de mult veniturile. Sunt în foarte puține mâini, foarte mulți bani. Soluția alta nu văd decât impozitul progresiv pentru această asanare. Dar mai avem astăzi o cotă unică, câtă vreme avem foarte păi, multe excepții. Cotă unică nu avem, dar o susținem că nu ne putem duce din cota unică pentru că asta a funcționat de 20 de ani. Din 2005, da. Cred că așa este. Și în condițiile acestea nu știm. Noi PNL-ul am susținut-o și o susținem una și bună pe asta. Și soluția cealaltă, dacă o vrea altcineva, să guverneze cu ea. Pentru că având un impact atât de puternic, o cotă progresivă accentuată la cei cu bani mulți, se pune problema. Ne întoarcem la cine finanțează partidele politice. Și s-ar putea ca pe lângă banii care îi luăm de la buget să mai trebuiască mulți bani care nu o să mai vină la partidele politice. Dacă va merge cu cotă progresivă, spuneți. Da, pentru că nu iei de unde nu este ca partid atunci când ai nevoie de bani. Iei de unde este. Și atunci îți găsești aliații care au banii. Și aliații care au bani o să spună, păi dacă mergi pe cotă progresivă, cu mine ai terminat anul ăsta, nu la anul. Domnule Suian, vă așteptați la o modificare în sensul ăsta? Deci eu nu mă pricep la cum trebuie să fie făcute impozitele. Eu mă pricep cum trebuie să fie făcută economia. Toată viața, de când am început să am o memorie, țin minte cum tata, mama și toți săranii din sat se gândeau la fiecare bănuț, cum îl cheltuiau, fiecare bănuț. E inimaginabil câtă risipă și cât furt s-a făcut din bugetul statului și câte furturi se continuă să se facă și cum se plâng. De exemplu, pensiile acestea
pe care le calificați noastră, alea exagerat de mari, ca să nu le zic nesimțite, sau este inadmisibil să cheltuiești sume fabuloase cu aceste pensii și să nu le tai și să dai la aia care mor de foame. Deci, dacă tai pensiile astea speciale, numite așa speciale și sunt speciale, că ăsta e de fapt adevărul, speciale și nesimțite, atunci poți să faci fericiți 1 milion sau 2 milioane de oameni Seane, care au o pensie de o mie. Când categoria magistraților va zice, ok, dăm în judecată pentru că ni s-a tăiat, cine judecă? Nu e adevărat, dacă faci o lege cine cum judecă? Trebuie, dacă faci o lege cum dar trebuie. Dar s-a întâmplat treaba asta, domnul Suian. Suntem într-un cerc vicios în care șarpele își mănâncă coada. Salariile și pensiile, pe măsură, în aceeași măsură, procesele s-au lungit. E o discuție pe care să o purtăm și în altă emisiune. Domnule Pop, domnule Suian, mulțumesc tare mult pentru prezență. Rămâneți cu programele Prima News. Ne revedem de seară la Talk News. Până data viitoare, numai bine!